Când ați discutat sau ați auzit ultima dată un om vorbind și să aveți sentimentul că îl cunoaște pe Dumnezeu, că-i cucerit de Dumnezeu, că îl iubește pe Dumnezeu, că se bucură de Dumnezeu în timp ce vă vorbește și că se închină în inima lui, înaintea lui Dumnezeu, în timp ce este alături de voi. Pentru că vedeți că a fost mustrat, că a fost învățat, că a fost cucerit de cuvântul lui Dumnezeu, echipat și maturizat de Scriptură. Un om care a atins și care a început să fie vindecat de Dumnezeu va răspândi mireasma lui Dumnezeu. Cunoașteți astfel de oameni sau aveți, ați avut parte de astfel de întâlniri? Eu am început să citesc Biblia de bunăvoie în adolescență, pentru că am auzit pe un om vorbind despre ce înseamnă timpul lui cu Dumnezeu, timpul lui în fața Cuvântului lui Dumnezeu. Când a fost ultima dată când ai fost copleșit sau uimit în fața Cuvântului lui Dumnezeu? Când te-ai bucurat cu adevărat să ții în mână scriptura și să-l auzi pe Dumnezeu vorbind? Îți imaginezi sau visezi ce ar putea sau cum ar putea fi viața ta, a familiei tale, a copiilor tăi? Dacă e adevărat ceea ce ne spune Dumnezeu? Că am putea fi prin harul lui, prin puterea lui? Textul nostru de astăzi, în 2 Samuel 7, asistăm la imaginea unui om care este uimit, copleșit, în fața cuvântului lui Dumnezeu. Dar nu în mod egoist, pentru că Dumnezeu îi promite într-adevăr lucruri incredibile ci pentru că își dorește ca numele lui Dumnezeu să fie preamărit, spune el, pe vecie. Și tot să știe cine i Dumnezeul lui. E bucuros să fie parte din poporul lui Dumnezeu și din planurile lui. Și cred că această bucurie sau uimire a lui David completează portretul sau descrierea aceea pe care o face Dumnezeu la începutul vieții. Un om după inima mea. Bucuria Uimirea înaintea cuvântului Dumnezeu este parte din acel portret. Iată cum reacționează el. Regele David a intrat, s-a așezat înaintea Domnului și a zis: Cine sunt eu, Doamne Dumnezeule? Și cine este familia mea de mai adus până aici? Și ca, ca și cum lucrul acesta nu ar fi fost suficient, stăpâne, Doamne. Ai mai vorbit și despre viitorul îndepărtat al familiei slujitorului tău. Să fie aceasta o învățătură pentru om, stăpâne Doamne. Ce-ar mai putea să-ți răspundă David? Tu, stăpâne Doamne, îl cunoști pe slujitorul tău. Datorită cuvântului tău și a inimii tale, ai făcut toate aceste lucrări mărețe, descoperindu-le apoi slujitorului tău. Cât de măreț ești tu, Doamne! După câte am auzit cu urechile noastre, nu este nimeni ca tine și nu există alt Dumnezeu în afară de tine. Și cine este ca poporul tău, ca Israel, singura națiune de pe pământ pe care Dumnezeu s-a dus o răscumpere pentru sine ca popor? Ca să-și facă un nume, înfăptuim pentru ea lucruri mărețe și de temut și alungând dinaintea poporului tău pe care l-ai răscumpărat din Egipt pentru tine națiuni și pe Dumnezei lor. Tu l-ai întemeiat pentru tine pe poporul tău, Israel, ca să fie poporul tău pentru totdeauna. Și tu, Doamne, ai devenit Dumnezeul lor. Și acum, Doamne, Dumnezeule, fie ca promisiunea pe care ai făcut-o cu privire la slujitorul tău și la familia lui să rămână pentru totdeauna și fă cum ai zis, astfel numele tău va fi preamărit pe vecie și se va spune... Domnul loștirilor este Dumnezeu peste Israel, iar familia slujitorului tău David va fi consolidată înaintea ta. Tu, Doamne al oștirilor, Dumnezeul lui Israel, i-ai descoperit slujitorului tău planul tău zicând, îți voi întemeia o dinastie. De aceea a avut îndrăzneală slujitorul tău ca să-ți facă această rugăciune. Așadar, stăpâne Doamne, tu cel care ești Dumnezeu și ale cărui cuvinte sunt adevăr, i-ai promis slujitorului tău acest lucru bun. Binevoiește, deci, să binecuvintezi familia slujitorului tău, ca să rămână pe vecie înaintea ta, căci tu, stăpâne Doamne, ai vorbit și prin binecuvântarea ta, familia slujitorului tău va fi binecuvântată pe vecie. Rugăciunea lui David ne amintește de psalmii lui. Sunt cuvinte superbe ale unui om care l-a întâlnit, l-a auzit pe Dumnezeu și care, cred eu, ar putea fi împrumutată, mai ales într-o cultură ca a noastră, în care suntem plictisiți, obosiți. De ce? Pentru că suntem superficiali, suntem entuziasmați de aparențe. Predecem o grămadă de timp în spațiu virtual. Suntem asaltați cu lucruri pe care le considerăm urgente, dar sunt trecătoare. Și în felul ăsta, noi uităm să mai visăm, mai uităm, uităm să mai visăm la veșnicie. Și de aceea, cele mai multe sau multe din rugăciunile noastre sunt reci, sunt seci, sunt plictisitoare. Pentru că sunt doar despre acest pământ, doar despre acum și aici. Dar hai să ne gândim la programul nostru. Ce ne fură nouă timpul? Dacă statisticile sunt adevărate, o persoană între 16 și 64 de ani petrece în medie 6 ore și 40 de minute în fața ecranului, în fiecare zi. Schimbați ecranul de orice fel cu Biblia și am reușit performanța cu același timp să citim Biblia în două săptămâni, în întregime. În întregime. Începând de la copii, la părinți, până la adulți, la bunici. Toți intrăm în acest program de ucenicizare pe urma ecranelor. A ne putem numi creștini, ne putem plimba duminica la biserică sau în timpul săptămânii, dar dacă deșteptarea noastră este dată de ecrane, dacă ziua noastră este condusă de ecrane, dacă ne luăm rămas bun de la ziua în fața ecranului, în mod funcțional, în mod real, noi suntem ucenicii ecranelor. Nu suntem ucenicii lui Isus Hristos. Și întâlnirile noastre de orice fel sunt bântuite de sindromul omului care e prezent fizic. Dar de fapt e absent. De ce? Pentru că foarte ușor ne deconectăm unul de la altul. Ne deconectăm rapid de la Dumnezeu în favoarea conectării la ecranul telefonului. Ce a stârnit rugăciunea lui David? Ce l-a făcut să se bucure, să fie copleșit înaintea lui Dumnezeu. Veșnicia. Promisiunea veșniciei. Dumnezeu l-a convins cât de importantă este veșnicia. Și Dumnezeu i-a vorbit despre un tron întărit pe vecie. Și asta l-a făcut pe David să se roage cu adevărat. Și să ne facă să fim uimiți dacă îl auzim cu adevărat ce spune. Ideea principală a acestui pasaj este că relația cu Dumnezeu are implicații veșnice. Relația fiecăruia dintre noi cu Dumnezeu are implicații veșnice. Puneți-vă în locul lui David și comparați-l pe el cu ceilalți bărbați importanți din carte, cu Eli, cu Samuel, cu Saul. Nici unul dintre ei n-au fost urmați în slujire de băieților, de copiilor. În schimb, David primește promisiunea unei dinastii veșnice din partea lui Dumnezeu. Acesta este legământul davidic, de fapt. Și acesta este mai, cel mai important pasaj al cărții. E una din cele mai importante declarații pe care Dumnezeu o face în Noul Testament. E promisiunea lui, unilaterală, că Mesia va fi fiul lui David, urmașul lui David. Dar cum ajungem la, această, la acest pasaj? După o serie de narațiuni în care Acțiunea se desfășoară rapid, ritmul e foarte alert. Sunt o mulțime de personaje, ajungem într-o mulțime de locuri. Naratorul frânează brusc și oprește acțiunea. În acest capitol sunt doar discuții. Discută David cu Nathan, discută Dumnezeu cu David și Dumnezeu și David îi răspunde lui Dumnezeu. Și într-o narațiune, într-o narațiune biblică, Astfel de oprire, astfel de pauze, discursurile, rugăciunile sunt momente în care se evaluează istoria, evenimentele, ce s-a întâmplat până acum și se anticipează sau se trasează traiectoria poporului lui Dumnezeu. Este asemenea momentului în care parcurgi un traseu de munte și ajungi pe un vârf și te oprești să admiri peisajul. Un astfel de rol joacă legământul Davidic în carte. Este o oprire din acțiune. Ca să-l auzim pe Dumnezeu vorbind, să ne arate mai mult decât știm noi. Lucruri dincolo, dincolo de noi înșine. În esență, capitolul are două părți. E o discuție scurtă între oameni, Profetul și Regele lui Israel. Și după aceea este o discuție ceva mai lungă, mult mai lungă, între Dumnezeu și om. Și aș vrea să ne uităm mai întâi la prima. Faptul că avem două discuții și că nu sunt de lungime egale, din potrivă, sunt disproporționate, cred eu, ne invită să ne întrebăm ce fel de sfătuitori alegem pentru planurile noastre. Pe cine întrebăm legate gândurile pe care le avem noi? Davi și Nathan au intenții bune. Sunt bune, dar nu sunt suficiente. Oare noi atunci când facem planuri, ne mulțumim cu ideile noastre sau cu părerile oamenilor? Sau ajunge să-L mai întrebăm pe Dumnezeu, să așteptăm, să așteptăm răspunsul Lui? Discuția dintre David și Nathan este strânită de preocuparea lui David pentru chivotul Domnului. Dar, în mod surprinzător, deși sunt oameni importanți din poporul lui Dumnezeu, regele și profetul, niciunul nu-l aduce pe Dumnezeu în discuție. Niciunul nu așteaptă părerea lui Dumnezeu. Ajung ei la un numitor comun, la un acord. Niciunul dintre ei nu menționează rugăciunea. David spune, iată eu locuiesc într-un palat din cedru, iar chivotul lui Dumnezeu locuiește în mijlocul unor pânze de cort. Și probabil că ideea lui David, că ar trebui să se schimbe lucrurile, că ar trebui să fie un loc permanent, un loc unic de închinare în care să locuiască chivotul lui Dumnezeu. Este un ecou al legii, al cuvintelor pe care le-a rostit moise. De ce? Pentru că naratorul ne prezintă textul sau îl introduce vorbindu-ne despre odihnă și de dușmani. De scăparea de dușmani. După ce Regele s-a stabilit în Palatul lui și după ce Domnul le-a dat odihnă, scăpându-l de toți dușmanii din jurul lui. este momentul în care am ajuns. Și ne aducem aminte de ce a zis Dumnezeu în Deuteronom. Dar, după ce veți traversa Iordanul și vă veți așeza în țara pe care Domnul, Dumnezeul vostru, v-a dat-o ca moștenire, și după ce vă va da odihnă, vă va da odihnă în mijlocul tuturor dușmanilor din jurul vostru, ca să locuiți în siguranță, atunci va exista un loc pe care îl va alege Domnul Dumnezeul vostru ca să-și așeze numele Lui acolo. Și mă surprinzător spuneam, ideea regelui este validată repede de profetul Nathan, dar la scurt timp este corectată de Dumnezeu. Și așa începe Discuția dintre Dumnezeu și om. Dintre Dumnezeu și David. Și rezumatul ei e foarte simplu. Nu tu. Nu acum. Nu tu. Nu acum. Oare îmi vei construi mie o casă de locuit? Și puneți-vă în locul lui David. Cum rea ai reacționa dacă ai visa pentru Dumnezeu? Ai face planuri pentru Dumnezeu. le împărtăși cu oamenii pe care, le cons pe care îi consider maturi spiritual. Ai primi încurajări din partea lor. Dar Dumnezeu te-ar opri, ți-ar lua bisul din mână și l-ar încredința altuia. Asta face Dumnezeu cu David. Cum ai reacționa dacă Dumnezeu ar face același lucru și cu tine? Și din nou, și David și noi descoperim că Dumnezeu e suveran. Ca să aleagă timpul și omul potrivit pentru fiecare moment din planurile, din planurile lui. Deși era profetul Nathan și Natan era profetul Domnului, el ca unul dintre noi. Părerea lui, cuvintele lui trebuie evaluate în lumina cuvintelor Domnului. Și asta ne arată că întotdeauna există o diferență între vorbirea omului și vorbirea lui Dumnezeu. Și o diferență de autoritate. Părerile noastre și părerile lui Dumnezeu sunt lucruri total diferite. Natan i-a răspuns Regelui. Du-te și fă tot ce ai pe inimă, căci Domnul este cu tine. În noaptea aceea, însă, foarte repede, cu alte cuvinte, cuvântul Domnului a venit la Natan zicând, du-te și spune-i slujitorului meu David, așa vorbește Domnul, oare tu îmi vei construi mie o casă de locuit? Căci eu n-am locuit într-o casă din ziua în care am scos pe fiul lui Israel din Egipt și până în ziua aceasta, ce am locuit cu ei într-un cort și într-un tabernacul. Pretutindem pe unde am călătorit împreună cu toți fiii lui Israel, am spus eu are vreun cuvânt vreunul dintre semințiile lui Israel, cărora le poruncisem să păstorească poporul meu Israel și le-am zis eu, de ce nu-mi construiți o casă din cedru? Evenimentul acesta are un ecou și în Noul Testament, sau mai multe. Este o situație similară în care una din apostolii Domnului predică și predica lui este evaluată, este verificată foarte atent acasă. Și autorul biblic când ne prezintă lucrurile nu spune că asta e aroganță, nu spune că e dispreț față de trimisul Domnului, ci din potriva el ne spune că e vorba de o inimă aleasă sau o minte deschisă, spun alte traduceri, un caracter ales. E vorba de credincioșii din Berea care aveau un caracter mai ales decât cei din Tesalonic. Ei au primit cuvântul cu mare entuziasm și cercetau scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă lucrurile stăteau astfel. Și Apostolul Pavel ne spune că asta e responsabilitatea fiecăruia dintre noi. Atunci când ascultăm ceea ce ni se spune, să vorbească doi sau trei profeți, iar ceilalți să judece. Și atunci când e vorba de Evanghelie, el și mai incisiv și mai tranșant. Chiar dacă noi sau un înger din cer v vesti o altă Evanghelie decât cea pe care v-am vestit-o, să fie blestemat. Să fie blestemat. Și întorcându ne la 2 Samuel, vedem ce face Dumnezeu. Pornește de la Exod, de la cortul întâlnirii, de la dorința lui de a locui în mijlocul poporului său, și ne aduce aminte că ideea ca Dumnezeu să locuiască în mijlocul poporului său, e aparține lui Dumnezeu. Modul în care trebuiau construite toate lucrurile, din nou, ține de alegerea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ceruse încă, și o spune în mod explicit, nu ceruse încă o casă de cedru. Și ăsta devine unul din termenii cheie ai pasajului: casă. La începutul capitolului e folosit pentru palatul lui David, dar după aia începe să vorbească despre un templu pentru Domnul. Și în cele din urmă termenul devine folosit pentru dinastia, dinastia lui David, dinastia veșnică a lui David. Dumnezeu nu afirmă doar că ideea lui de a locui în mijlocul oamenilor îi aparține. Și că întotdeauna lucrurile trebuie să se facă în ascultare de El. Și mai târziu, după ce David va face pregătiri, El afirmă același lucru. Am primit totul înscris din mâna Domnului, când a fost asupra mea. El a dat discernământ cu privire la toate detaliile modelului. De ce? Pentru că scopul era ca Dumnezeu să locuiască cu adevărat în mijlocul poporului. Și poporul trebuia să-i răspundă cu ascultare lui Dumnezeu. Dacă era ca Dumnezeu să rămână în mijlocul lor. Dar până atunci, pe scurt, spune Dumnezeu, n-a venit nici momentul și tu, David, nu ești omul potrivit pentru acest proiect. Și regele și asumă și explică acest lucru mai târziu, în dreptul căpetenilor și a poporului. Aveam pe inimă să zidesc o, o, casă ca loc de odihnă pentru chivotul legământului Domnului și ca scăunaș pentru picioarele Dumnezeului nostru. Și am făcut pregătiri să o zidesc. Domnul mi-a zis însă, nu tu vei construi o casă numelui meu, căci ești războinic și ai vărsat sânge. Dar faptul că David nu și-a putut implementa visul, proiectul nu l-a putut duce la bun sfârșit, asta nu l-a făcut să se retragă, nu l-am împiedicat să facă pregătiri, să-l ajute, să-l susține pe Solomon, cel care a dus acest proiect la îndeplinire. Dar ce află David e că în timp ce în mintea lui, în inima lui era un vis legat de lucrarea lui Dumnezeu, Dumnezeu avea un vis mai mare care îl includea pe David. Domnul însuși îți va întemeia o dinastie și dovada bunătății lui Dumnezeu. Era tot drumul pe care David l-a parcurs până în acel moment. Așa vorbește Domnul Oștirilor. Eu te-am luat de la pășune, din apoi a turmei, ca să fii conducătorul poporului meu, Israel. Am fost cu tine pretutindeni pe unde ai mers și am nimicit pe toți dușmanii dinaintea ta. Și mă similar, oricare dintre noi se numește creștin. Transformarea noastră din sclav al păcatului în slujitor al lui Dumnezeu este dovada puterii lui Dumnezeu. Dovada bunătății lui Dumnezeu, prezenței lui în viața noastră. Și momentele în care ne oprim să ne aducem aminte ce a făcut Domnul, ar trebui să fie vindecătoare pentru sufletul nostru. Și mă rog să fie așa și sărbătoarea mulțumirii. Gândiți-vă, vă rog, la ea, cel puțin în ce privește ultimul an. Îți voi mulțumi mereu pentru că ai lucrat. Ce-a făcut Domnul în viața ta în acest an? Ce-a făcut El și trebuie să-i mulțumești? Ce-a lucrat în familia ta? Sau în lucrarea în care ești implicat? În biserica noastră, pentru ce ar trebui să-i mulțumim mereu că a lucrat în acest an? Care sunt lucrurile că vedem că ne lipsesc? Și să îi cerem Lui, să ne punem speranța în numele Lui, că este binevoitor față de credincioșii lui și să-i cerem să le facă. Dar a doua parte a răspunsului lui Dumnezeu face trecerea de la casa Domnului ca și clădire, ca și templu a lui Dumnezeu, la casă ca și dinastie a lui David. Acum îți voi face un nume mare, precum numele celor mari de pe pământ. Voi pregăti un loc pentru poporul meu Israel și îl voi planta acolo ca să locuiască singur, fără să mai fie tulburat și fără ca fie nedreptății să-l mai poată asupri, așa cum făcuseră mai înainte, încă din zilele în care poruncisem să fie puși judecători peste poporul meu Israel. Și îți voi da o dihnă în mijlocul tuturor dușmanilor tăi. Acum, Domnul te înștiințează Că Domnul însuși îți va întemeia o dinastie. Și asta e promisiunea lui Dumnezeu pentru David. O dinastie veșnică. Și acest lucru ne arată că relația cu Dumnezeu are implicații veșnice. Și acest lucru e adevărat pentru fiecare dintre noi. Are implicații veșnice. Iată ce spune Dumnezeu lui David. Când ți se vor împlini zilele, și vei adormi alături de strămoșii tăi. Voi ridica un urmaș după tine care va ieși din trupul tău și voi consolida, Domnia. El va construi lui meu o casă și eu îi voi consolida pentru totdeauna tronul Domniei Lui. Eu îi voi fi tată iar el îmi va fi fiu. Când va păcătui, îl voi mustra cu nuia oamenilor și cu loviturile fiilor omului. Dar îndurarea mea nu se va îndepărta de el, așa cum am îndepărtat-o de la Saul, pe care l-am înlăturat dinaintea ta, ci dinastia ta și regatul tău vor rămâne pentru totdeauna înaintea mea, iar tronul tău va fi consolidat pentru totdeauna. Gândiți-vă la David, a fost martor la degradarea lui Saul, la dispariția casei lui Saul. În același timp, familia lui a crescut. Și acum Dumnezeu îi vorbea despre viitor și spune despre o dinastie veșnică. Și profetul le amintește de fapt că Dumnezeu alege sau invită oameni alături de el în legământ. De ce? Ca să-i binecuvinteze, să-i facă o binecuvântare. Și același lucru este valabil și pentru noi. Dumnezeu ne cheamă ca și parteneri în legământ alături de El. Ca să ne binecuvinteze și să ne facă o binecuvântare pentru cei din jurul nostru. Dar, din nou, soluția surprinzătoare a lui Dumnezeu. E un copil, unul din urmașii lui David. Eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Și așa a fost, în mod repetat, de la începutul istoriei. Când omul a căzut în păcat, promisiunea lui Dumnezeu a fost sămânța femeii. Când Dumnezeu l-a chemat pe Avram și l-a ajuns în țara promisă și a văzut-o, s-a plimbat prin ea, Promisiunea lui Dumnezeu a fost un copil. Când întreg poporul Israel striga la Dumnezeu pentru că egiptenii le-au făcut viața amară, Dumnezeu nu le-a dat o izbăvire imediată, ci le-a dat un copil, pe Moise. Copilul Moise. Când Moise a ajuns bătrân, s-a apropiat de moarte și era nevoie de un alt conducător în poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu n-a dus imediat un om pe măsura lui Moise dar le-a promis că va veni un profet asemenea lui Moise. Din nou, soluția lui Dumnezeu a fost un copil. Pe perioada judecătorilor, când fiecare făcea ce vroia, trăia cum vroia, Dumnezeu a răspuns Anei, o femeie cu sufletul amărât, și a dat un copil, care a fost soluția lui Dumnezeu pentru întregul pământ, popor. Ar trebui să iau un alt microfon, Vali? E ok? În profețiile dinaintea robiei, soluția lui Dumnezeu a fost întotdeauna un copil. Și toți acești copii pe care Dumnezeu i-a folosit, pe care i-a anunțat în planurile sale, anunțau, de fapt, întruparea Fiului Său. Și ce aș vrea să fac în pași foarte mari, e să așezăm legământul Davidic în contextul imediat, în carte, în Vechiul Testament și în Noul Testament. În contextul imediat, legământul Davidic urmărește ascensiunea lui, lui David. A fost ales de Dumnezeu când era doar un adolescent. La 30 de ani devine rege peste Iuda. După al șapte ani, rege peste tot Israelul. Și acum are parte de promisiuni care merg până în veșnicie. Vorbesc despre veșnicia urmașilor lui. În capitolele următoare, 8 la 10, regatul lui se va extinde, se va consolida. Și legământul de Davidic este parte din această ascensiune a lui David ca om după inima lui Dumnezeu. Atunci când așezăm legământul Davidic în carte și încercăm să vedem rolul în carte, iată ce descoperim. Este rugăciunea Anei. Mulțumesc! Este rugăciunea Anei care, pe vremea judecătorilor, anunță venirea unui rege. Domnul va judeca marginile pământului, spune ea. Va da putere împăratului său și va înălța tăria unsului său. Și aici avem promisiunea, spuneam, unilaterală lui Dumnezeu. Mesia va veni din lui, va fi urmașul lui David. Și David cântă la sfârșitul cărții alegerea lui Dumnezeu, binecuvântarea lui Dumnezeu revărsată peste viața lui. Atunci când ne uităm la Mesajul cărții, legământul Davidic, e cea mai înălțătoare împlinire a acestui mesaj. Dumnezeu a spus deja: Voi onora doar pe cei ce mă onorează, însă cei ce mă disprețuiesc vor fi disprețuiți. Legământul Davidic este modul lui Dumnezeu de a-l onora pe David, inima lui, ascultarea lui de Dumnezeu. Dar legământul Davidic merge mult dincolo de această carte. Și este anticipat, este anunțat încă prin, din prima carte a Bibliei. Atunci când Dumnezeu creează omul, El include și această idee a domniei. Să domnim nu singuri, ci alături, alături de El. Să facem om, spune Dumnezeu, după chipul nostru, după asemănarea noastră. El să domnească. El să domnească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste orice animal care se târăște pe pământ. Dumnezeu își anunță intenția ca omul să domnească alături de el. Dar omul este chemat să trăiască sau să domnească în ascultare de Dumnezeu. Mergând mai departe, ajungem la Avram. Cel mai cunoscut text pentru noi este capitolul 12. Te voi binecuvânta și te voi face o binecuvântare, îi spune Dumnezeu lui Avram. Dar dacă mergem un pic mai departe, în capitolul 17, Dumnezeu îi vorbește și lui Avram de regi care vor veni din soția sa Sara. Eu o voi binecuvânta și îți voi da un fiu prin ea. O voi binecuvânta, astfel încât ea va deveni mama unor națiuni, chiar regi ai popoarelor vor ieși din ea și Dumnezeu reduce și mai mult lucrurile și vorbește lui Avram de un singur, de un singur urmaș. Prin urmașul tău vor fi binecuvântate toate națiunile pământului, pentru că m-ai ascultat. Și urmează profeția lui Iacov, care spune despre unul din fii săi despre Iuda. Iuda e un pui de leu. Sceptrul nu se va îndepărta de la Iuda. Nici toiagul domnitorului de lângă picioarele sale până va veni Shilo. Și de el, de el, vor asculta popoarele. Dumnezeu a încheiat apoi legământul cu întregul popor la Sinai. Și în acel legământ, la reiterarea lui, în cartea de Deuteronom, el a inclus porunci pentru un rege. De ce? Ca să arate că el rămâne regele suprem. Că regele uman trebuia să domnească în ascultare de Dumnezeu. Trebuia să îi se supună lui Dumnezeu. Și profeții se încred în promisiunea lui Dumnezeu. Anunță cu bucurie că ceea ce Dumnezeu a promis lui David se va împlini. Se apropie Crăciunul. Și de obicei la Crăciun noi îl cităm pe Isaia. Căci un copil nu s-a născut, un fiu ni s-a dat și autoritatea va sta pe umerii lui. I se va pune numele Sfetnic Minunat, Dumnezeu Puternic, Tată Veșnic, Prinț al Păcii autoritatea sa va crește și o pace fără sfârșit. Și va fi o pace fără sfârșit pentru tronul lui David și pentru împărăția sa. El o va întemeia și o va întări prin judecată și dreptate, de acum și pentru totdeauna. Zelul Domnului Oștirilor va face lucrul acesta. Dacă facem un pas și mai departe și ajungem în Noul Testament, să vedem legătura dintre legământul Davidic și Noul Testament. Noul Testament începe cu acest lucru. Matei ne vorbește despre cartea genealogiei lui Isus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram. Și pentru Matei, istoria poporului lui Dumnezeu ajunge la apogeu prin Domnul nostru Isus Hristos, prin venirea lui pe pământ. Și atunci când el se schimbă la față, vocea care se aude din ceruri, vocea Tatălui, îl confirmă pe el în termenii legământului Davidic. Acesta este fiul meu prea iubit. De el să ascultați. El este fiul lui David. El este trimis ca să împărățească veșnic pe acest pământ. Și problema care până atunci a fost în fiecare generație, nu doar că nu mai aveau tronul sau împărăția și că erau robii romanilor, ci că fiecare urmaș al lui David murea, ajungea în mormânt, este rezolvată și, și, apostolii asta proclamă, începând de la Rusale și în întreaga carte a faptelor apostolilor. Dumnezeu l-a înviat din morți pe Iisus Hristos. El a primit autoritate. El rămâne veșnic pentru noi, ca împărat, ca rege. La ce legătură au aceste lucruri cu noi? Acest text în Biblie doar ca să ne demonstreze sau ca să pregătească drumul, să ne arate că Isus este fiul lui David? că Isus va primi un tron veșnic? Sau este mai mult o legătură mai largă cu noi? În genealogia Domnului Isus din Matei, întâlnim o mulțime de nume. Povestea lor nu e dezvoltată aici, dar pe cei mai mulți cunoaștem din Noul Testament. Și sunt oameni care au biruințe incredibile, dar în același timp au falimente foarte urâte. Avram care e dispus să-L creadă pe Dumnezeu pe cuvânt, dar în același timp îl vedem mințind cu premeditare fiindu-i frică de oameni. Iacov, care e un egoist, vrea totul pentru el, dar are curajul când își întâlnește fratele să renunțe la tot, e dispus să renunțe la tot. Iuda, care e un vânzător, devine un răscumpărător. Tamar și Rut, femei dintre neamuri, pe care nimeni nu le-ar trece în CV-ul unui pretendent la tronul lui Israel, sunt folosite de Dumnezeu. De ce? Ca să ne aducă aminte cine sunt oamenii pe care îi folosește Dumnezeu pentru planurile Lui. Sunt oameni ca și noi. Să ne arate că toți avem nevoie de Fiul Său, de Isus Hristos. Că toți avem falimente care pot fi răscumpărate numai de El. Că numai El ne poate da viața veșnică. Mai mult, atunci când ne gândim cum este viața noastră acum și ce ar putea fi în viitor, și Fiul lui Dumnezeu ne vorbește despre viitorul nostru și ne vorbește în termenii legământului Davidic. În cartea Apocalipsa, în capitolul 3, el spune Celui ce învinge, îi voi da dreptul să șadă cu mine pe tronul meu, tot așa cum și eu am învins și am șezut împreună cu tatăl meu pe tronul lui. Cine are urechi, să audă ce le zice bisericilor Duhul. Cine are urechi să audă ce le zice bisericilor Duhul. Regele nostru este veșnic. A biruit moartea. Și el vrea să ne aducă în prezența lui pentru toată veșnicia. După ce l-am respins, după ce l-am trădat, după ce l-am văzut pe alte lucruri, el se întoarce în dreptul nostru și ne cheamă pe urmele lui și ne vorbește despre ce poate fi nu doar ziua de mâine, ci veșnicia veșnicia alături de el. Și așa se termină cartea Apocalipsa, cu fiul lui David prezentându-se din nou înaintea noastră. Eu sunt rădăcina și descendentul lui David, steaua strălucitoare de dimineață. Și Duhul și Mireasa zic, vino, vino. Iar cel ce aude să zică, vino. Iar cel însetat să vină. Iar cel ce dorește să ia apa vieții fără plată. Atât pentru David, cât pentru fiecare dintre noi. Unul din elementele esențiale pe care îl surprinde acest capitol este raportarea la Dumnezeu. Raportarea în mod specific la cuvântul lui Dumnezeu. La ceea ce El vrea și poate să facă din viața noastră. Dar cum s-a raportat Fiul lui Dumnezeu la cuvântul lui Dumnezeu atunci când a fost între noi? dacă El este Fiul lui David. Ce înseamnă pentru noi să fim ucenici al lui Hristos și în ce privește relația noastră cu cuvântul lui Dumnezeu? Dacă vrem să ne bucurăm de cuvântul lui Dumnezeu, noi nu suntem chemați să învățăm în primul rând unii de la alții. Să ne luăm după oameni care ne spun Biblia o carte veche, sau să o se băgăm în seamă, sau care o folosesc doar ca pe un obiect dintr-un ritual religios, o trambulină ca să-și propage propriile idei. Iisus Hristos ne învață ce înseamnă să fim încântați de Scriptură. Și asta înseamnă să fim și să facem ucenici a Lui și în acest domeniu. Să arătăm cum a fost El încântat de Cuvântul Lui Dumnezeu, cum s-a încrezut El în Cuvântul Lui Dumnezeu, cum ne cheamă și pe noi să trăim pe urmele Lui. Fiul Lui Dumnezeu nu s-a mulțumit să citească un verset în două secunde și să-L uite în a treia secundă. Nu s-a mulțumit ca alții să citească Biblia în auzul lui. Și a citit-o el însuși. Gândiți-vă la faptul că încă din adolescență, din copilărie, era subiectul lui preferat de discuție. După trei zile de căutări, Maria și Iosif l-au găsit în templu, stând de vorbă cu învățătorii despre ce? Despre cuvântul lui Dumnezeu, punându-le întrebări despre cuvântul lui Dumnezeu. El a memorat cuvântul lui Dumnezeu și vedem asta în modul în care ne învață în Noul Testament. N-a crezut că e o activitate pentru cei care sunt în clădirea anexă la școala biblică și că în viața de adult memorarea scripturii nu mai poate fi o bucurie, ci în permanență a fost bucuria lui pe parcursul întregii vieți. A citat-o în disputele contestatarii săi. Și diferența critică o vedem în ispite. Imaginați-vă raportarea lui David la cuvântul lui Dumnezeu atunci când era singur pe, palatul, pe acoperișul palatului. Și ce diferență este între David, care a văzut pe Batșeba, a fost ispitit, și fiul lui Dumnezeu, care a fost singur și era cu diavolul în pustie. Cum s-a raportat unul, cum s-a raportat celălalt la cuvântul lui Dumnezeu? În momentele noastre de singurătate, sunt momentele în care suntem cu alții, noi alegem unul din cele două modele de raportare la cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi, Isus a murit rugându-se și citând cuvinte din Vechiul Testament. În perioada pe care a petrecut-o cu ucenicii săi, înainte și după înviere, el a legat inima de Cuvântul lui Dumnezeu. El ne învață ce înseamnă să fim încântați de Scriptură. El ne învață ce înseamnă să ne supunem autorității Cuvântului lui Dumnezeu. Ne cheamă să fim ucenicii lui, începând. Începând din acest domeniu. Dacă vrem să fim ucenicii lui Hristos, avem nevoie să ne hrănim Sufletul din, din Scriptură. Dacă vrem să fim ajutați de Duhul Sfânt în ispitele noastre, avem nevoie să adunăm Cuvântul lui în inima noastră. Dacă vrem să-l mărturisim oamenilor, Cuvântul lui trebuie să fie în inima noastră. Dacă vrem să visăm ce am putea deveni noi, ce ar putea deveni cei dragi ai noștri. Prin puterea lui Dumnezeu. Avem nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu ca să ne învață, să ne spună toate aceste lucruri, să ne transforme inima și gândirea. Noi decidem. E alegerea noastră dacă să ne îmbibăm sau nu mintea și inima în Cuvântul lui Dumnezeu. Noi decidem dacă fugim dinaintea scripturii, înainte să ne vorbească ceva, înainte să ne atingă inima, înainte să ne cheme la ascultare de Dumnezeu. Noi alegem ce privim, noi alegem ce auzim, noi alegem care sunt porțile pe care le descridem spre imaginația noastră și de ce o lăsăm să fie cucerită. Noi decidem dacă răspândim în jurul nostru mireasma lui Hristos, dacă trăim, dacă ne purtăm ca și ucenicea lui. Ce am descoperit în mod repetat e că memorarea Scripturii e una din cele mai bune investiții pentru rugăciune pentru mărturie și pentru predicare, pentru meditare. Nu știu altă investiție mai bună. Și uneori le spun copiilor mei, dacă aș avea memoria voastră, aș lua la rând cărțile Noului Testament și le-aș învăța pe toate. Thomas Watson spunea, dacă vrei să ai un folos din cuvânt, ia-l la acasă la tine. Un, medic un medicament nu te poate face bine până nu-l folosești, până nu-l iei, până nu-l folosești în viața ta. Raportarea noastră la Dumnezeu, relația noastră cu Dumnezeu, raportarea la Cuvântul lui Dumnezeu are implicații veșnice. Fără Biblie, nu o să putem fi cuceriți de Dumnezeu, dar o să fim cuceriți de iluziile noastre despre Dumnezeu. În schimb, Iisus ne cheamă să fim ucenicea lui, și el ne învață, Fiul lui David ne învață ce înseamnă să fim cuceriți de Scriptură.